Primăria a început amenajarea primei benzi unice din zona Nicolina. Decizia, care a fost luată după ce a fost supusă dezbaterii publice, a trecut și prin Comisia de Circulație a municipiului Iași. Banda este amenajată pe traseul căii de rulare a tramvaielor pe porțiunea cuprinsă de la intersecția cu strada Sălciilor până în Poduroș. Banda este delimitată de celelalte benzi de circulație cu popici. Am primit avizul de la Poliția Rutieră și am început să instalăm acei popici de delimitare a benzii unice pentru transportul public. Vom continua și în alte părți ale orașului, sunt și în Tudor Vladimirescu și în Suțora și credem noi că stimulează transportul public de călători. Deși schimbarea a fost făcută cu scopul de a facilita transportul public, ieșenii susțin că traficul în zonă va fi și mai aglomerat. Cozile au început să se formeze, iar șoferii așteaptă și mai mult în trafic. Vedeți cum o să fie cozile până la Europa și până după la Cuc. Că situația va fi mai rea când vor începe școlile? Mult mai rea. Crearea benzii unice pentru transportul în comun generează și alte câteva modificări în circulația rutieră. Astfel se vor interzice virajele de stânga spre Aleea Rozelor pe ambele sensuri de mers, ocolirea refugiilor de tramvai se va face doar prin partea dreaptă, iar semaforizarea din Poduroș va fi modificată astfel încât să ofere prioritate tramvaiului la intrarea și ieșirea din rond.